Bună ziua, sunt Ion Armeanu și bine ați venit la cafeneaua de network marketing. Pentru a fi la curent cu noutățile, nu uitați să vă abonați și desigur, aștept comentariile și mesajele voastre. Astăzi voi vorbi despre schimbarea mentalității standard în network marketing. De ce? Pentru că asistăm la o schimbare semnificativă de mentalitate în network marketing care a condus deja la apariția Affiliate network marketingului sau, altfel spus, la network marketing 6.0. Din punct de vedere istoric, mentalitatea standard în network marketing a fost că recrutarea rezolvă toate problemele. Succesul acestui model a fost legat de efortul de a crea un flux constant de noi constructori de rețele. Modelul era legat de bani și de dinamica afacerii în planul de recompensare. Cel mai mare dezavantaj al acestei abordări este că, în acest model, mulți parteneri noi părăsesc prematur afacerea. Această schimbare de mentalitate are legătură și cu trecerea de la marketingul tranzacțional la marketingul relațional, având drept scop să răspundă unor forțe sociale noi, datorate schimbărilor majore provocate de noile tehnologii, de internet, de social media, marketingul a trecut la marketingul ca schimb relațional, care consideră că principala sursă de plus valoare și profit nu se află în totalitatea activelor, ci în relațiile din cadrul rețelelor și în renumele mărcii. Succesul depinde de, satisf de satisfacerea partenerilor și clienților, de capacitatea de a oferi valoare reală în schimbul banilor primiți. Noua paradigma gândirii de marketing, marketingul relațional, pune în prim plan creșterea densității rețelelor respective. Apare totodată și o refocalizare pe produse și servicii de calitate superioară, ecologice, economice, eficiente, ca sursă de satisfacere a partenerilor și consumatorilor. Stabilirea unei relații durabile cu aceștia semnifică esența demersului specific marketingului relațional. Pentru a fi utilizat cu succes, marketingul relațional trebuie integrat cât mai deplin în structurile organizatorice preexistente. Astăzi, în Affiliate Network Marketing, asistăm la o reașezare centrată pe relații și pe comunicare. Nucleul acestui mod de lucru este de a forma parteneri de succes loiali care să construiască rețele de parteneri și de clienți loiali și care să învețe pe alții să facă același lucru. Succesul acestui model se datorează construirii unei baze solide, care este dată de creșterea densității de rețea. Nu sugerez că recrutarea nu este importantă pentru succesul unui proiect de network marketing. Construirea unor organizații mari începe cu a avea atât clienți cât și constructori de afaceri. Astăzi, însă, accentul se pune mai mult pe comunicare și construirea relațiilor și nu pe dependența de a găsi noi și noi clienți și parteneri. În cele din urmă, succesul oricărui proiect de network marketing este legat de capacitatea de a crea o masă critică de parteneri de succes, dinamică și angajată. Este un joc de relații și comunicare, iar proiectele de astăzi reimaginează toate aspectele afacerii pentru a îmbunătăți relațiile cu toate părțile interesate. De fapt, este mai ușor să crești densitatea unei rețele prin relaționare și comunicare decât să crești numărul de parteneri. Aceste schimbări fundamentale sunt realizate folosind știința rețelelor. Știința rețelelor este un domeniu academic care studiază rețelele complexe, așa cum este și rețeaua din network marketing. Domeniul se bazează pe teorii și metode, inclusiv teoria grafurilor din matematică. Rețelele din network marketing sunt astfel de rețele complexe și pentru studiul lor este absolut necesară știința rețelelor. Altfel, network marketingul ar rămâne un domeniu de afaceri care nu se poate adapta noilor tehnologii, noilor tendințe, cererii sociale schimbate și ar rămâne un domeniu fără viitor construit empiric după ureche. Din fericire, acest studiu există. Noi deja îl aplicăm cu succes și astfel am schimbat direcția învechită din Netor Marketing și am ajuns la Affiliate Netor Marketing sau Netor Marketing 6.0. Am schimbat direcția în care se deplasează Netor Marketingul, făcând domeniul mai simplu, mai sigur, mai inteligent, mai curat și mai accesibil pentru toți. Prin crearea conexiunilor dintre oameni și destinațiile lor, strategiile și tehnologiile noastre de ultimă oră și cultura organizațională conectează în același timp oameni și destine. Partenerii noștri sunt motivați de pasiunea lor de a aduce o diferență semnificativă atât pentru familiile și prietenii lor, cât și pentru ei înșiși. Cultura noastră organizațională încurajează talentul individual, valorile feedback-ului constructiv și cele ale învățării pe tot parcursul vieții. Sprijinim identificarea propriilor direcții de dezvoltare, încurajându-ne partenerii să tintească sus și să-și atingă potențialul maxim. Asigurăm un mediu de lucru care facilitează nașterea noilor idei și încurajează colaborarea dincolo de orice graniță. Forța efectelor de rețea este ca o mână nevăzută din spatele apariției succesului la scară largă în network marketing dar pentru a ajunge la efectele de rețea, e nevoie de strategii, tactici și modele bazate pe teoria rețelelor. Am dezvoltat de aceea strategii, tactici și modele moderne, simple, ușor de aplicat, dar foarte bine fundamentate științific. Noi parteneri au acces la aceste strategii, modele și tactici, dar au și sprijin pentru a le pune în practică. Astfel, partenerii noi pot ajunge la venituri interesante pe termen scurt, iar clienții au avantaje pe care nu le-au avut niciodată. Este clar, cred pentru toată lumea, că ideile sunt mai tari decât realitatea, iar simbolurile la fel. În cheie simbolică, aducerea affiliate network marketingului la nivel de știință este un pas cu semnificații mult mai mari decât realizarea unor noi strategii tactici și metode de lucru. Este ceva din toate acestea care te-a intrigat, atunci scopul acestei postări a fost atins. Căutăm persoane dornice să-și construiască în mod științific rețele puternice, profitabile și sănătoase. Dacă ești o astfel de persoană, dă-ne de știre. S-ar putea să avem ecosistemul potrivit pentru misiunea, întrebările și visurile tale. Dacă aveți vreo sugestie, sau doar vreți să vorbim, aștept comentarii sau mesaj. Chiar m-aș bucura să știu că cineva a urmărit postarea și a înțeles mesajul. Sau, și mai bine, că am putut fi de folos. Mult succes și să auzim numai de bine!